Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție, un nou mod de viață. Aici învățăm, iată, cum să ne schimbăm modul de viață. Bineînțeles, foarte multe detalii vom afla de la invitata mea specială de astăzi, doamna dr. Haimovici. Bună ziua, bine v-am găsit, stimată doamnă. Bună ziua, doamnă. Stimați telespectatori și stimată doamnă, iată un subiect foarte important astăzi. Vom vorbi despre produse naturale 100%, produse din plante, plante culese cu multă grijă, chiar de multe ori de doamna doctor, plante din zone nepoluate și, mă rog, multe detalii vom primi chiar de la invitata mea de astăzi. Vreau să vă spun că, iată, putem ameliora sau putem face cură, pentru că de-a lungul timpului, din cazuistica numeroasă a doamnei dr. Haimovici, rezultatele au fost pozitive în afecțiuni precum adenoame și mă refer nu numai la cel de prostată sau prostatită, ci multe, multe alte adenoame, afecțiuni ale tubului digestiv, precum gastrită, ulcer, duodenal și așa mai departe, afecțiuni ale plămânilor. Bineînțeles că aceste produse naturale vă ajută și pentru scăderea colesterolului, pentru a scăpa de hemoroizi și, bineînțeles, pentru întărirea imunității, pentru că știm cu toții, dacă avem o imunitate bună, deci acesta este primul pas, chiar dacă suntem sănătoși sau chiar dacă s-a instalat o afecțiune sau mai multe afecțiuni, să avem grijă de imunitatea noastră pentru a învinge sau pentru a ameliora o afecțiune. Doamna doctor Haimovici, iată, am enumerat câteva din afecțiuni, deși știu că ele sunt mult mai multe, deși știu că personalul cu care dumneavoastră lucrați ține legătura în permanență cu oamenii care au făcut această cură și mai mult decât atât primesc, hai să-i spunem, un protocol de administrare. Despre ce este vorba? Protocolul de administrare pe care îl primește fiecare învață pe cel care trebuie să urmeze cura exact cum trebuie să administreze produsele, în ce diluție, în ce cantitate și, bineînțeles, o alimentație sănătoasă. Acum, să nu credeți că dacă e vorba de o alimentație sănătoasă, neapărat costă mulți bani. Nu, poate chiar mai puțin. Nu trimitem pe nimeni să se ducă să cumpere de la magazine biologice. Bio, da. Adică contează calitatea, cred că și cantitatea, nu? Și faptul să fie proaspăt. Foarte important. Foarte important. Încă nu știe lumea că atunci când... De exemplu, vreau să dau un exemplu. Niciodată n-am să-i recomand chiar unei prietene, nici dumneavoastră, chiar să beți un suc de sfeclă roșie, mai am să vă spun, îl faceți ca o pastă, pentru că de acolo primiți tot ce organismul are nevoie. Nici într-un caz din sucul ăla unde o să găsim o cantitate mare de zahăr și care nu ne face rău. Chiar dacă și în pasta asta pe care o facem din sfeclă cu măr, cu afine, cu eu știu ce, și acolo avem zahăr, în schimb fibrele știu să le scoată afară. De aceea și noi când am început să ajutăm oamenii prin folosirea produselor noastre, ne-am gândit sau am luat în considerare trei mari și importante sisteme. Nu spun acum că nu toate sistemele nu sunt importante. Desigur că da, sistemul digestiv, dacă ai un sistem digestiv sănătos, ești mai puțin bolnav. Și atunci când ai să poți să când ai să mănânci sănătos, când ai să respecti, când ai să bei suficient apă. Da, este adevărat că suntem ceea ce mâncăm? Absolut, eu așa cred. Și ceea ce gândim, mă gândesc. Da. Adică... Și nu trebuie să mâncăm mult, pentru că știți cum se spune, te naști, nu trăiești ca să mănânci, mănânci ca să trăiești. Corect. Nu? Deci trebuie să mănânci puțin, mese cât mai dese, dacă se poate, chiar dacă... Cei care lucrează la birou, desigur că nu vor putea mânca cum mâncăm cei care suntem într-o meserie mai liberă.
Vreau să le spun telespectatorilor noștri că avem și numărul de telefon al emisiunii noastre afișat pe ecran, 0784-222299, număr de telefon la care puteți suna și ne puteți adresa întrebările dumneavoastră, întrebări pe care, la rândul meu, le voi adresa doamnei dr. Haimovici. Bineînțeles, răspunsurile le primiți într-o ediție viitoare. Așadar, doamna doctor, iată, vorbim de produse naturale 100%, produse care sunt de mulți ani pe piața din România și nu numai, da? Și aș vrea să vă întreb dacă aceste produse pot fi luate în paralel cu un tratament alopat sau uneori se poate întâmpla atunci când o persoană face chimioterapie sau radioterapie. Da, desigur, am spus-o și o repet, desigur, produsele noastre pot fi, nu au contraindicații, deci, dacă nu au contraindicații, desigur, le poți lua cu orice alt tratament alopat sau mai mult în timpul chimioterapiei. Noi știm cu toții că e tocmai perioada când sistemul imunitar scade și atunci produsele noastre au rolul de a întări sistemul imunitar, de a avea, de a organismul ăsta să aibă o armată mult mai puternică, pentru că a fost învins deja și atunci hai să o întărim din nou. Și chiar le recomand celor care au nevoie, eu știu. Eu propun să și urmărim, iată, mărturii ale telespectatorilor noștri de-a lungul timpului pe care i-am avut, în special, de fapt, oameni care au urmat această cură cu aceste produse ale doamnei dr. Haimovici. Mă numesc Gheorghe și sunt din Aiud și am vârsta de 47 de ani. Am fost diagnosticat de medicul meu cu adenom de prostată. Vreau să împărtășesc pe această cale cu dumneavoastră marea mea bucurie pe care am avut-o când specialistul meu urolog mi-a adus vestea că prostata mea este în limitele normale. Îmi amintesc în perioada grea, să zic așa, prin care am trecut și spun asta pentru că desele drumuri la toaletă în timpul nopților chiar nu mă lăsau să mă odihnesc. Eu am știut asta înainte ca să-mi confirme medicul, deoarece din prima lună de când am început cura cu produse naturale ale doamnei dr. Haimovici, toate problemele mele de sănătate pot să zic că au fost rezolvate. Am ținut o cură cam de 7 luni, da, exact, 7 luni cu produse naturale ale dânsei. Simptomele care până atunci mă chinuiau, într-adevăr, au dispărut. Acum dorm liniștit, urinez normal, nu am dureri. Într-un cuvânt, sunt, pot să zic, un om sănătos. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, îi mulțumesc doamnei Lia, care a avut ca invitată în emisiunea ei pe doamna dr. Haimovici, pe care o urmăresc cu mare interes și mare dragoste. Bună ziua! Mă numesc Cornelia Popovici, sunt din Cluj-Napoca. Mă bucur că v-am prins și am ocazia să-i mulțumesc doamnei dr. Haimovici de mai bine de un an ne sprijină în tot ceea ce facem ca să ne menținem sănătoși și veseli. În urmă cu un an am avut niște dureri groaznice la stomac și după analize costisitoare medicii mi-au dat un diagnostic foarte grav. Ne-a dărâmat pe toți din familie. Ce vârstă aveți? 38 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc și dumneavoastră la fel și doamnei doctor, multă sănătate. Da, sunteți foarte tânără, da. Da, sunt tânără. Atunci am urmat tratamentul clasic cu chimioterapie. Rezultatele nu au fost cele așteptate și mă simțeam groaznic în continuare. Am căutat tot felul de alternative și la Sănătatea Verde am găsit produsele doamnei dr. Haimovici. Mi-au fost recomandate cu mare drag. Iau aceste tincturi de mai bine de 6 luni și mă simt foarte bine. Nu mai am dureri la stomac deloc. Asta e foarte important, erau foarte deranjante. Iar doctorul se tot miră că analizele mele sunt normale. Mesajul meu pentru toată lumea ar fi să nu vă lăsați dărâmați de un diagnostic, să căutați tot timpul alternative, să aveți încredere în plantele lăsate de Dumnezeu și să gândiți pozitiv. Și totul se va rezolva
și o să fie fericire și multă sănătate. Doamne ajută! Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei doctor Haimovici și întrebul cu ei colectiv, că am avut o problemă de care ne cam venit să spunem, nu ne lasă să spunem, și iau tratamentul doamna doctor de 4 ani. Ce problemă de sănătate? Am avut o tumoare. Am înțeles, da. Da, așa. Da, după 2 ani de tratament, în care am făcut și un oncologic, nu pot să zic că nu am renunțat definitiv la oncologic. Da, da. Nu mai făceam pe bază de pastile. Și doala s-a necrozat și la ora actuală analizele mi-e perfect, nu-i nicio problemă, chiar și doctorița de familie se miră cum de am așa analize perfecte și merg în continuare și acum, un mai fac 4 ani și merg în continuare cu tratamentul doamna doctor și chiar în ultimul timp mi s-a făcut un program de cu toate tratamentele aproape, minunii inclus în Sunt convinsă că ați ținut și un regim alimentar. Am căutat să mânc numai în cel natural. Natural nu chiar că se poate, că și la și aerul care e, dar din regimul ăsta de 4 ani și n-am ieșit din litera tratamentului care mi s-a oferit. Am înțeles. Sănătate multă, mulțumim pentru telefon. Bună ziua, sunt Cecilia din Bacău. Am fost și eu operată de 2 ori. Am avut o boală de piele. De sân? A recidivat de 4 ani. De piele? De 4 ani. Am înțeles. Da. Da? A recidivat mereu. N-am suportat citostaticile. Am înțeles. Prin intermediul postului am văzut pe doamna doctor, bună ziua, doamna doctor, vorbim despre produsele cu efect miraculos. Imediat am luat o legătură cu un reprezentant al doamnei doctor și am intrat în posesia produselor acestea miraculoase, într-adevăr foarte miraculoase. Mă simt acum foarte bine. Ați urmat tratamentul, nu am mai da? Reactivat, copii? Ați urmat tratamentul? Da, da. Cum vă simțiți acum? Foarte bine, foarte bine. Și cu ocazia asta îi mulțumesc doamnei doctor că a făcut foarte multă lume bine și i-a dat o nouă șansă la viață. Mă refer la mine. Trăiesc, am în viață încă o dată. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Așadar, doamna doctor Haimovici, în continuare alături de mine, iată, vorbim despre produse naturale 100%, produse pe care cred că foarte mulți dintre dumneavoastră le cunosc sau le-au consumat în foarte multe afecțiuni. Iată, ele sunt benefice în afecțiuni precum adenoame, afecțiuni ale tubului digestiv, afecțiuni ale plămânilor, pentru scăderea colesterolului, pentru eliminarea, să spun, a hemoroizilor și, nu în ultimul rând, pentru întărirea imunității. Și aș mai adăuga, vă rog, până la boli mult mai grave. Deci și bolile grave... Afecțiuni mult mai grave, sigur. Bineînțeles. Doamna doctor Haimovici, aceste produse le găsim și în unele farmacii? Da, în foarte multe farmacii din România se găsesc produsele. Sunt produse avizate. Spuneți-ne, cât timp ar trebui urmată o cură? Este în funcție de afecțiune, de vârsta persoanei? Despre... Eu am să vă spun, noi, de exemplu, recomandăm pe o perioadă mai lungă, pentru că efectul, fiind produs natural, efectul se vede în timp. Chiar dacă, de exemplu, în cazul colesterolului, rezultatul avem din prima lună, dar funcția nu se poate într-o lună să o aduci la doamna funcția doctor, normală din câte știu organului. Eu, nicio afecțiune nu s-a instalat într-o lună sau într-o zi în organismul nostru. S-a instalat în mulți ani și trebuie să avem totuși puțină răbdare, da, în a scăpa, să spun, de afecțiunea deci, respectivă. Să spunem așa, boala vine cu căruța și pleacă cu tot cu căruța, nu cu avion. Corect, corect. Absolut cam corect. Așa, da, absolut. Lumea nu înțelege, nu au răbdare și poți să-i înțelegi pe cei care, din nefericire, au fost loviți de soartă.
Dar noi le explicăm, noi avem grijă, noi de fiecare dată colegii mei întreabă care sunt tocmai pentru că vrem să știm. Nu am păcărit niciodată pe nimeni, dacă într-o afecțiune, pentru că nu suntem panaceu universal, nici vorbă, dacă cineva sună la noi și noi nu avem niciun fel de cazuistică, chiar dacă m-aș fi gândit că și aici am putea avea rezultate, nici vorbă nu le recomandăm. Deci le recomandăm în situația în care avem certitudinea că omul are rezultate, că produsul are efect asupra afecțiunii de care persoana suferă. Doamna doctor Haimovici, din punctul dumneavoastră de vedere, cum credeți pentru cei care ne urmăresc că ne putem schimba modul de viață? Sunt persoane care mănâncă foarte mult, gândesc negativ, deci sunt pesimiste. Deci cum considerați dumneavoastră pentru o persoană care are deja o afecțiune și este momentul, nu, să-și schimbe modul de viață? Cum poate face acest lucru? Nu știu lucru? Dacă se poate lucrul ăsta așa de ușor de la o zi la alta. Probabil ne trebuie generații. Aș face o comparație, dar nu avem timp. Și mi-ar face, aș avea mult să spun în legătură cu, să răspund la întrebarea dumneavoastră. Probabil nu mi-ar ajunge ore în șir. Este foarte greu să schimbi un om la o anumită vârstă. E foarte regretabil că nu există o educație a mamelor ca mamele să înceapă, înainte ca copilul ăla să ajungă la școală, să-l învețe ce are voie să facă, să-l învețe să râdă, să-l conducă dimineața râzând, să-l primească. Nu se pune accent pe a preveni. Aici este o mare problemă din punctul meu de vedere. Păi asta este prevenție, doamnă. Corect. Asta e prevenție. Atâta corect timp cât eu mănânc sănătos, când râd, pot să zic așa, viața mea e o nuntă toată viața și nu mă interesează nici ce a spus Ria despre coafiura mea sau despre bluza mea. Merg mai departe și o las să vorbească sau îi spun, mai bine ai râde decât, da, dacă o ignori, mai sănătos după mine. Desigur, nu de poți să le... ori, sau de cele mai multe ori, ceea ce dai, aceea primești. Păi asta, cu ce e mână dai, cu aia primești. Și când vorbește cineva, când dai, vreau să știți că se spune, nu există factură fără să o plătești. Nu există lucrul ăsta. Așa și în viață. Mai devreme sau mai târziu. Absolut. De ce să am grija nu știu cui, când pot să am grija mea ca să mă simt bine, să mă duc în parc, să îmi placă, eu știu, indiferent cum unul și-a pus pantalonii, știți, o mânică la cămașă mai lungă, una mai scurtă. Nu e important. Important este să ne învățăm cum să mâncăm. N-ai să poți să renunți niciodată să nu mănânci un grătar. Dar nu-l mânca, frate, în fiecare zi. Mănâncă-l mai rar, că e mai bine. Și se spunea o colegă de-a mea că ultima tabelă a alimentației ar fi așa zarzavaturi și numai atâta carne. Eu, da. Dacă o mănânci pe aia în fiecare zi destul de mult, pentru că proteine poți să iei de la ciuperci, în perioada asta sunt o nebunie. Dar eu n-am spus mâncați ciuperci, acum am spus nu. Meniu echilibrat, să spunem. Absolut. Dar dacă ai să mănânci zarzavaturi, dacă ai să mănânci suficiente fructe, ai suficiente fibre și astea te ajută. N-ai să ai colesterol, nu ai să ai polipi, nu de niciun fel, adenoame. Deci astea, dintr-o dată le-ai exclus. Sau dacă, Doamne ferește, tot le poți, în afară de faptul că poți să preîntâmpini, că și asta e o prevenire. Înțelegeți? Încă nu știm. Oamenii nu sunt suficient de educați. Nu știu ce sunt alea fibre. Nu știu de ce trebuie să mănânce fasole, că dumneavoastră știți. Eu dacă mă invitați diseară la dumneavoastră, nu o să-mi dați fasole. Sunt sigură de lucrul ăsta. Să-ți faceți un grătar. Dar poate că, înțelegeți? Ar fi fost mai sănătos, da, fasole.
Doamna doctor Haimovici, vreau să vă întreb dacă aceste produse naturale, 100% ale dumneavoastră, pentru că tot vorbim de a preveni, pot fi luate preventiv. Exact, preventiv. Adică nu neapărat să așteptăm să se instaleze o afecțiune sau mai multe afecțiuni. De ce nu avem puțin grijă de noi? Iată, să fim cu un pas înainte. Doamnă, sunt absolut foarte bune. Nu există o educație în acest sens? Nu, sau? Nu există o educație în sensul ăsta și dumneavoastră că nu noi, nu în România și nu oriunde în lume, omul când ajunge la necaz se duce la biserică, așa și la doctor. Tot când ajunge la necaz, niciodată nu se gândește, dar poate eu n-am mâncat suficient sau poate nu m-am spălat pe mâini și ar trebui, înainte să ajung la doctor, să încerc să fac puțină ordine în viață. Să încerc să iau produse naturale, să mănânc sănătos, să mă îmbrac sănătos, să nu mai pun covoare, să renunț la perdele, știți? Toate astea fac parte din viața noastră, din sănătatea noastră. Chiar și în mașină, când te urci, dacă n-ai deschis și nu ți-ai aerisit mașina, nu poți să pleci. Așa și dimineața, acasă, trebuie să se aerisești camera, trebuie să ai grijă să fie curată tot timpul. Deci toate astea fac parte din a preveni, nu? E corect. Dar încă nu suntem suficient de educați, ne grăbim. Din păcate, da. Din păcate că dumneavoastră aveți Mercedes și eu am Dacia și atunci, sigur, trebuie să-mi iau și eu Mercedes. Vorbim, nu? Da. Știți? Așadar, doamnelor și domnilor, telefonul emisiunii noastre pentru întrebări. Bineînțeles că, iată, vorbim de produse naturale 100% care vă pot ajuta în afecțiuni precum adenoame, afecțiuni ale tubului digestiv, afecțiuni ale plămânilor, pentru scăderea colesterolului, pentru hemoroizi, pentru întărirea imunității. Ce ar mai fi de adăugat, doamna doctor Haimovici? Păi sunt așa de multe, să nu luăm, să nu ne auto să nu facem o medicamentație singuri, să nu luăm medicamente că așa e bun, chiar și sau la produsele vecina, noastre, ca la vecina. Da, poate că unul are nevoie de un anumit produs, celălalt are nevoie de alt produs. Nu același produs, indiferent chiar și în cazul produselor naturale, absolut, de când știu. Da, da, absolut. Exact, exact. Sigur. Nu toate produsele merg, nu orice produs merge la o anumită afecțiune. Fiecare, de exemplu, în situația, la produsele noastre, când vorbim de produsele noastre, nu nici într-un caz, întotdeauna facem o combinație, întotdeauna avem grijă să avem pentru sistemul tubul digestiv, să avem pentru imunitate și pentru problema respectivă a persoanei în cauză. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Păcat vă așteptăm. Că e scurt. Sigur, vă mai așteptăm, bineînțeles. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră.